Ești liniuța aceasta, polilinia, cu verde. O să-i dau control C, deschid aici un NDV gol, dau control V, sau, de ce nu m-a lăsat? Cred că nu mi-a luat control C-ul. Control C. Control V. Iar acesta o să-l export ca un DVG în milimetri. Sau un... Ei, o trebuie să-l export în ce vrea SCIA. Păi nu, aici nu contează. Dacă e 1 la 1, nu contează. Ia să vedem. El în ce e desenat? Că l-ați adus în AutoCAD și nu știu dacă e 1 la 1. Ia să verificăm acest lucru. Cât e, ce ne dă între astea două? Ne dă 26 de centimetri. Nu dau seama dacă e. Nu dau seama de înălțimea cutei. Delta Z. E plauzibil, nu? Deci e la scară. Deci dacă în alt plan e la scară, mi-e suficient. Acum. Bun. O să export un fișier, să zic profil. Într-un DVG cât mai vechi și o să-i dau, cred că, metri totuși, că în SCIA implicit e în metri, setat ca pe spațiu de lucru. Deci contează ca export ce-i dau, că nu mai e import aici. Păi aici în SCIA văd că aveți setat, unde e unitatea, este la metru, aici jos. Observați? O încercăm. Nu mai știu dacă e milimetri sau... Ia să o trec la loc în metri. Metri. Încercăm. Dacă nu e la scară, ne dăm seama. Ok. Dar ce am făcut? Am închis. L-am deschis pe al meu. Bun. Ia să revenim. Deci o să-i dăm export, plan, desene către model cu lere, asta nu contează. Metru. Ok. Profilator. Dacă ne scoate ceva micuț, trebuie în milimetri. Acum, aici, o să fac un fel următor. O să merg în structură. Și aici, modelare. O să-i spun... import DVG. Merg pe desktop. Și aici asta e desenul. Da, vrem tot. O să poziționez undeva deoparte. Nu, 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 nu ca secțiune transversală, dacă aduceam acolo, într-adevăr, trebuia milimetri. Da, mi-am dat seama. Bun, acum apare în regulă ca dimensiuni. Și doar startul e important. Deci să spunem, dacă e vorba de acoperiș de înălțime, îi fac pe verticală și după aia copiez. Da, asta să vă zic, că eu fac o singură dată ca și perete, îl copiez pe urmă, îl lungesc și îl rotesc și am și acoperișul. Vă arăt imediat cum fac. Momentan mă avantajează să-l fac vertical pentru că el e deja pus în plan desenul. Deci o să fie perete. Mai puțin să măsor. Dar unde e ăla de măsurat? Când... aici. Bun, avem valoarea aceasta, 2,46. Acum, mergem pe treaba asta amărâtă, așa cum arată ea. Și o să-i fac așa. Bine, o să-l rotesc cu 90 de grade.
zic rotire, unghiul, aici e punctul de rotire și la unghiul o să zic 90 de grade. Și zic vectorul normal planului de lucru, ok. Bun, l-am rotit exact cum nu vreau eu. Dar nu contează, e una din fețe și după aia pe la altă oglindă. Elemente 2D, perete, ce grosime are tabla? Cred că e sub 1 mm. 0,5 mm. Așa. Iau cum 0,5 este. Est uzual, nu? 235. Ne aveți de la producător, nu? Că la silozuri aveam un oțel foarte bun. Adică aveam 275. Păi verificăm și pe aia, că nu e problemă. Ea se verifică. Adică nu vă dă emoții, fiindcă totul se concentrează pe cadre. Iar la tablă vă arată unde se plastifică, atâta tot. La 2015 vedeți că e și mai interesant. Vă arată, adică face plastificarea și se extinde. Aici doar o să vă arăt eu, simulăm ceva. Bun, să mai dau acum înălțimea peretelui. Da, l-am un clip aici. 246 și punctul de inserție jos. Bun, și o să merg cu lamele pe direcția asta. Da, asta o să le mutăm plan și practic comunică bucățile astea, dar o să se lege. Că dăm conectare în nodul și o să se lege efectiv tabla și o să vedeți că verificăm tot și să vedeți ce rigiditate mare are panoul ăsta. E foarte interesant. Da, adică l-ați gândit inginerește contravânturile, dar e cam greu de evaluat rigiditatea echivalentă a unei cute cu... Da, dar în modelul ăsta pe care vi-l fac eu verificăm tot. Deci deplasări globale și verificăm până și panoul de tablă. Deci de aici ar trebui să iau o lungime, să văd cam cât de lung e tot ansamblul ăsta, ca să știu cu cât să merg. Dar ideea e că dacă le iau acum mai multe, le nimeresc, ia să măsur cam la cât ar trebui să ajung. De aici până în nodul acesta. Avem 11 metri 86 și momentan, să zic, dacă aș copia aici două necuri de astea, așa de aici până aici, am aproape 2 metri, deci mai am de mers cu ele, o să merg cu câte două, așa, câte mai multe. Și după aia scurtez la sfârșit, în loc să stau să calculez atâta, dar să văd cum mi-am selectat bine, aproape, fără asta. Așa, cred că e mai mare, nu e o problemă, că e cel mai ușor să ștergi ceva. Bine, bine, sigur că da. Pot să le șterg cu filtru? Mai undeva? Ok. Și nu mai avem nevoie nici de panouri. Da.
Ia aș vrea să dau un save-as ca să nu vă stric ce ați muncit. Și să zic model real. Să-i zic ca să pot să șterg cu filtre și să aveți și vechea muncă. Da, numai că v-am salvat și nu era salvat ăla, acum o să-i zic model real 2. O să vă uitați după dată, că practic nu dădusem save la ce muncise, la ce ați muncit și abia acum. Deci aveți două modele, ăla creat de dumneavoastră și al doilea e real 2, e ăsta în care lucrez acum. Că, de exemplu, dacă șterg panourile, mi se șterg și alea de sus și ca să nu mai stau eu cu grijă acum. Deci ca să pot folosi filtrele, de-aia am făcut treaba asta. A, alea rămân. Ok. Da, sigur. Am înțeles, da. Bun. O să încep aici într-un capăt. Și mă duc cu el chiar pe nodul cadrului. Bun, avem o depășire, nu este o problemă. Practic îmi șterg ce e în plus. Da, exact, trag de el. Asta era mai delicat, acum asta e mai simplu. Asta, da, ce lamele asta o ajustăm pe cadru. Bun, asimetriză. De fapt, o să copiez deoparte, că o să ne mai trebuiască astea. Ca să facem acoperișul. Ce elemente adiționale. În fine. Și acum ne copiem asta. Bun, și mai avem de făcut acoperișul care e ceva mai scurt. Deci acoperișul îl măsor acum. Doi, treici, doi. Mă duc aici. Iau nodurile de sus, le dau coordonatele dorite. Și acum o să rotesc ăsta. Dacă îmi face vreo problemă, îl transform în membrană la tip și mă lasă în pace. Îi spun rotire. Asta e axul. Să încerc cu minus 90, continuare la rotit invers față de cum vreau eu. Da. S-a întors cum voiam eu. E un pic mai delicată rotirea. Da, rotire. Și... Da. Vă descurcați cu tecla? Lucrați cu el? Da?
Da, din păcate, planșele perfecte sunt AutoCAD-ați greșite, știți care e treaba? În tecla poate nu sunt perfect puse pe 3D, dar măcar se pupă una cu alta. În AutoCAD sau când faci 2D, îți imaginezi și totul e foarte drept, dar poți să greșești. Da, poți să ai legătura între ele să nu fie corectă. Măcar în tecla, că nu ți-a ieșit perfect de pe 3D, da, măcar sunt la fel. Piesele ies la fel de strâmbe ca în tecla, dar măcar se pupă. Că și eu am supărarea asta. Ia uite, se pupă perfect astea. Deci acum ar trebui să dăm o salvare și să conectăm nodurile și o să conecteze și laturile interne. Da, conectează tot. Ah, da, capace. Bine ce am șters asta. Da, nu-i problemă, mai copiez lângă. Iar la astea puteți pune până și vântul 3D îl generează. Pe suprafață închisă. Da. Nu, no, nu, no, v-a rămas de la cazul anterior, deci nu. No. De bifață. Păi aici nu prea au moduri proprii clare și trebuie să-i dați. Analiza modală, adică câtă masă intră în modul 1, că nu mai e comportament de ăsta ca la cadre, translație pe axa scurtă, deși masele mici, dar în orice caz, o reglăm acum. Vedem cât e deschiderea. Deci, hai să văd exact, că nu... Bun, o să o reducem acum și aici. A, da, aveți dreptate. Da, atunci o să mut ăsta și îl botez pe urmă. Tund pe urmă ce e în plus. Da. Așa. Ia ce face asta. Nu l-a rotit, rotire. Și zic așa, 90 de grade față de axa pe vector normal. Pe plan de loc. Și ce mai cer acum liniuța asta? E bine, îmi iau și eu câteva de pe aici. Păi m-am gândit că nu o să prindeți tot ce v-am zis, că v-am zis repede și... No, ca și era grindă, n-avea continuitate, n-avea comportarea bună. Deci nu era o soluție. Că se prindea într-un singur nod în varianta aceea. Aici o să fie legată. Bun, păi avem cantou, mai puțin geamuri și astea, deci la aia ar fi altă poveste. A, sigur, o mutăm imediat. Ah, ce n-am fost atent că trebuie. Mă uit în lung.
De se putea. Nimeni tot pe el. Dar nu o să mă lase să iau și gaz. Bun, o să-l duc acolo și o să-l oglindesc după ce ajunge acolo, că mi-e mai simplu, că n-am punct de mijloc. Hai să zic nu, ca să nu ieși gaz. Bun. Și acum o să-l oglindesc ca să fie nervurile pe afară. Trebuie să-i dăm și cu o discretizare. Deci ea stă pe patru picioare sau are mai multe razăme? În regulă, haideți să conectăm modelul. Mi-a mai rămas pe aici vreun rezidu? Nu. Pot să șterg pe restul? Că mă interesează să-mi dea acum deplasările din greutate proprii, cum am zis, așa se verifică modelele. Trebuie să fie de ordinul milimetrilor din greutate proprie și apoi punem și vânt și ce are nevoie și tragem niște concluzii, verificăm. Ia să vedem. Luăm asta. Aici mai era ceva. Ok, nu, e bine, sunt elementele astea. Ia să dau un undo atunci. Și să mă asigur că e totul activat pe aici. Cum ați lucrat după layer sau... Nu, activez tot, șterg, că voiam doar axele. Și acolo cred că mai avea ceva. De ce? Nu, sunt doar, e modelul nostru. Cu prins și cu... Cel mai important acum, selectăm tot și conectăm modelul. Da, se putea. Sau cum am făcut eu, că ce a fost un coșmar cu, pentru niște americani, au vrut danse prietenească, nu știu ce, și ei au avut acoperișul de siloz care era foarte ciudat, deci nu aveam nimic constant, varia de sus și problema era că se petreceau panourile. Era făcut din 12 felii care trebuia să se petreacă cu niște bolțuri. Și am făcut cu niște elemente verticale conexiunile între ele. Dar se comportau foarte bine. Dar am muncit foarte mult la modelul acela, că dădea tot felul de erori.
mișca și greu e programul, dar în final a atârnat foarte greu ce am făcut, fiindcă a zis că e ultimul calcul, celelalte sute de silozuri așa o să le facă. Și veneau cu silozuri din America să le pună în Austria. Și pe baza calculelor au stabilit că gata, nu mai calculează nimic, că cu asta se duc la beneficiar și doar se pun să construiască, ca în America. A atârnat greu. Dar am învățat multe. Le-am unit. Deci să rulăm un calcul, să vedem greutate proprie ce se întâmplă și dacă nu avem nimic semnificativ, trecem și la celelalte încărcări care se pun ușor, fiind elemente 2D, practic puneți. E foarte acoperitor dacă puneți 2D, că încarcă cuta din mai multe direcții și orizontal, care în realitate n-ar fi. Deci teoretic ar trebui să piguliți, să puneți doar pe cele paralele, dar nu avem timp de așa ceva. Da, e acceptabil, adică să ne uităm și la o deformată exagerată, să vedem. Asta ce scila este? 2000. A, 14. Nu, cred că e 14. 13. Că vă dă modelul 3D la astea noi, vă arată cum se deformează spațial, cum se răsucesc, cum se... Dar cu asta ne uităm așa. Că cum zicea Bogdan că vă dotează cu... Nu, că se fac astea europene. V-am zis și la noi a fost un proiect care a fost de 4 milioane de lei și a mers bine. Avem acum niște rachete de stații grafice și... Bun, păi acum vă dați seama de unde sunt 4 mm de jos. Deci ea se mișcă bine. Acum n-am cum cu ăsta, pe un model mai... pe asta, pe Scia mai nou, aș putea doar la mine să vă arăt dacă îmi trimiteți și mie modelul, să vă arăt cum se deformează. Pot să-l iau, da? Deci de acum doar vă las să puneți încărcări, ca să e simplu, le puneți 2D pe suprafață, pe orice suprafață doriți, inclusiv vântul puteți genera. Dacă generați vântul 3D, rugămintea mea este să vă asigurați că toate săgețile cu axele locale sunt spre exterior. Atâta tot. Panouri nu vă mai trebuie, deci doar să vă asigurați că elementele astea 2D au spre exterior și atâta tot. O să iau și eu modelul, că aș vrea doar să vă uitați, să vă arăt la mine cum se deformează în ăsta, nu, nu de altă dată și eu curios. O să închid, hai de fapt închid filmarea, ci vreau doar să-l trag la mine pe desktop. Da. Da, dar era foarte greu de stabilit rigiditatea panoului de modelat prin tiranții aceia. Da, sigur, dar vedeți că și metoda asta nu e prea costisitoare și mai aproape de realitate. Da, de era important să vă arăt până la capăt că la telefonul cred că puteam să o explic. Trebuie să vă și notați că am debitat multe și ia să văd dacă pot să o copiez la mine. Nu, acum voiam doar să-l trag pe desktop la mine, dar nu cred că o să pot, o să... Da? Nu, că pe Skype merge îngrozitor de încet. Aș vrea dacă pot să-l pun un pic pe desktop, îi fac o copie. Și o să îl puteți șterge pe urmă de pe desktop. Da, e pornit modelul, o să îl închid cu salvare.
Ultra Extra cu TeamViewer, că e mai rapid decât pe Skype, și apoi comutăm, vă comut ca să vedeți la mine cum e cu deformata asta de care ziceam eu, noutatea pe la 2015, dar e splendidă. Așa, și acum o să transfer. Îl ia imediat în câteva secunde. Și acum o să schimbă monitoarele. Numai puțin să șterg bine asta. Așa. Please abort the file transfer to switch. Așa, deci am transferat, deci trebuie să închid modulul de transfer fișiere și acum o să înlocuiesc monitoarele. Îl vedeți pe al meu? Bun. Și o să deschid, dar mai puțin să aduc hard locul. Așa. Păi da, cel mai tare lucru e că acum lasă și pe alții să dezvolte și dacă se trezesc mai mulți, eu unul o să fac pentru doctoratul meu, îmi dezvolt niște module și o să fie disponibile în SCIA. Dar pe urmă vreau să intru cu verificări la SEISP, cu tot ce am nevoie în proiectare, să le integrez în SCIA și să le folosească și alții. Și atunci m-ar interesa. Și atunci poate să dezvolte mult mai mult SCIA dacă sunt și alții ca mine. Să nu uitați să treceți și anexa națională aici când faceți combinații, că lăsați cu eficienți. Nu aveți trecută. Da, să o treceți că altfel nu e cu 1.5 și 1.35, sunt alte valori. Da. Bun, ce vreau să vă arăt, atât la rezultate. Are acum deplasare 3D. Bine, nu avem încărcări puse, dar și din greutate proprie o să vedem ceva. Și ne-am bifat structura deformată, care era importantă. O vedeți, o să vedeți acum.
să vedem. Dacă nu trebuie să-i măresc un pic amplitudinea lor. Dar, în esență, o să vă arate cum se deformează. Bine, după ce puneți și încărcări mai serioase. Dar vă arată exact deformația profilului, torsiuni ce apar la ceva mai semnificativ decât greutatea proprie și aveți un control destul de bun și inclusiv în tensiuni. E ăsta nou. Dar oricum, vă faceți treaba și cu alălalt fără probleme. Da, merge mai greu, ei, nu pot să arăt ce mă interesa pe mine. Da, puneți încărcările și dacă mai apare ceva, vorbim mâine. Deci uitați că se vede profilul, acum e exagerat, dar se vede că lucrează mai mult cadrele. Dar o să vedeți și când puneți toate încărcările alea că ajută mult panourile. Tabla, da. Și faptul că e cutată. Deci are și o tendință de deformare. Da. Deci cam ăsta e modelul. Vă trimit și filmul.